Incident tragic în satul Chircă, Iești, raionul Căușeni, un bărbat de 55 de ani din Bender a fost strivit de tren, scrie portalul jurnal.md. Bărbatul s-ar fi aruncat singur sub tren. Cu 3 zile în urmă, acesta a fost văzut în regiune de un grup de muncitori ai căii ferate. El dormea sub un copac. Întrebându-l ce face acolo, acesta a spus că se odihnește și că merge la niște rude la Hagimus Căușeni. Bărbatul lucra în ultima perioadă ca electric la ocolul silvic din Chițcani, raionul Bender. El era divorțat și avea 2 fete. Acestea sunt plecate la muncă în Italia și în Federația Rusă. Circumstanțe tragediei se cercetează. Expertiza medico-legală urmează să stabilească dacă bărbatul era în stare de ebrietate în momentul incidentului sau dacă acesta suferea de vreo anumită boală.